Instituția Prefectului Județului Timiș a organizat ședința de instruire a primarilor și secretarilor unităților administrativ-teritoriale din Județul Timiș cu privire la organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru președintele României și a alegerilor parlamentare. La întâlnire au participat și reprezentanții ai instituțiilor cu rol activ în organizarea proceselor electorale, printre care Autoritatea Electorală Permanentă, Direcția Județeană Timiș, Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, Inspectoratul Județean de Jandarm Timiș, Gruparea de Jandarm Mobilă Timișoara, dar și alte structuri. Cu toții vom depune toate eforturile necesare pentru a ne asigura că alegerile se vor desfășura în condiții de siguranță și transparență, asigură Raul Ambruș, prefectul județului Timiș.